fostul viceprimar al municipiului Alba Iulia, Ioan Bogățan, și-a amenajat în Vințul de Jos o seră de legume. A investit în afacere aproximativ 20.000 de euro, dar întâmpină o serie de dificultăți privind desfacerea. De profesie inginer mecanic agricol, fostul viceprimar s-a retras din prim planul administrației municipale. Nu de tot, pentru că este consilier local PDL, dar acum a lăsat-o mai moale cu politica administrativă și s-a plecat mai mult spre domeniul agricol. Prezent astăzi la întâlnirea administrației județene cu fermierii din Alba, legumicultorul Ioan Bogățan consideră că asocierea este unica șansă de supraviețuire și dezvoltare a agricultorilor. Am încercat să fac și eu ceva după ce am terminat cu alte activități. Și m-am lovit de multe greutăți în ce vrește legumicultura. Am încercat la Vinț, construind o seră profesională, zic eu, pe 500 de metri pătrați doar, și, cum vă spun, am început să mă lovesc de multe greutăți. Și am încercat, m-am gândit să găsesc o formulă de a asocia, de a ne asocia producătorii din legumicultură. M-am întâlnit cu domnul Stanciu, a zis, domnule, haideți la o discuție. Și vreau să văd și un statut și așa mai departe. Acum, ca să vorbesc despre agricultură, prima lovitură grea a economiei române după Revoluție a fost agricultura, dezmembrarea ei. Asta e clar. Asocierea nu trebuia să dispară. Dar faptul că s-a destrămat, am ajuns unde am ajuns și am luat-o de la zero și trebuie din nou să ajungem tot la urmă aia. Nu să-i spunem ce apeu, dar să ne asociem, pentru că altfel nu putem exista. Fermierul Ioan Bogățan întâmpină multe greutăți, dar cea mai mare este asigurarea pieței de desfacere. Începând de la alegerea semințelor, începând de la tratamente, am umblat pe la... Bine, eu sunt inginer mecanic de meserie, mecanic agricol, dar oricum sunt chestiuni mai moderne, s-a evoluat atât la soiuri, atât la combaterea dăunătorilor, cât și la alte lucrări și a trebuit să umblu în sfârșit. Toți acești producători agricoli au nevoie de cineva care să-i îndrume, să le spună, chemându-i la discuții pe perioade de, ale anului când se fac anumite sămânțări, adică anumite culturi, oamenii ăștia să fie instruiți, să știe ce să facă, cum să abordeze lucrările. Problema cea mai mare este la final, desfacere. Când e la desfacere, e un haos total. Nu te poți adresa marilor retailer pentru că ei au centrele lor mari de colectare. Prețul de desfacere prin care să-ți acoperi cheltuielile care le-ai făcut, că dacă nu ești asociat și nu găsești piața cea mai bună de desfacere, falimentul te așteaptă. Ca atare, Ioan Bogățan este hotărât să se înscrie într-o asociație de profil sau, dacă e cazul, chiar să înființeze o asociație a legumicultorilor.